Situația epidemiologică în județul Călăraș ca urmare a infectării cu noul COVID-19 este următoarea. 3.971 de cazuri au fost confirmate pozitiv COVID-19 de la începutul epidemiei, dintre care 1.288 de cazuri sunt active în momentul de față, 543 de cazuri sunt declarate vindecate, 1.282 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar 575 de persoane sunt în izolare la domiciliu, 116 persoane se află în izolare instituționalizată, internate. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Călăraș este de 3,19, iar localitățile cu cea mai mare rată de a incidenței cumulative sunt municipiul Călăraș cu 5,65, municipiul Oltenița 4,99 și comuna Roseți cu 4,34. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că atunci când incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare sau egală de 1,5 la 1000 de locuitori, comitetele județene pot decide restricționarea activităților restaurantelor și cafenelelor. Această măsură vizează și restaurantele și cafenelele din interiorul hotelurilor și pensiunilor, precum și activitatea sălilor de jocuri de noroc. Forțele de ordine constituite din polițiști, jandarmi și polițiști locali au efectuat în continuare acțiuni privind ordinea și siguranța publică în contextul prevenirii și combaterii răspândirii noului coronavirus, cât și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbuștirbei al județului Călăraș efectuează zilnic acțiuni de informare preventivă în localitățile județului, iar cadrele inspecției de prevenire desfășoară activități de îndrumare și control la operatorii economici și instituții publice în în vederea respectării măsurilor prevăzute de lege, cetățenii sunt rugați să respecte măsurile stabilite de autorități și de specialiști în perioada stării de alertă, precum distanțarea fizică, evitarea aglomerațiilor, igienizarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor și purtarea mijloacelor de protecție individuală, măsuri necesare pentru a proteja sănătatea tuturor.